Un bărbat din raionul Locnița a fost condamnat la detenție pe viață pentru că și-a violat și hărțuit fiicele minore pe parcursul a doi ani. Potrivit Procuraturii Generale, copilele de 11 și 14 ani locuiau împreună cu tatăl în timp ce mama lor era peste hotare. Totul s-a întâmplat în perioada 2018-2020, dar a ieșit la iveală după ce fica cea mare i-a povestit bunicii că cel care o crește a abuzat-o sexual, iar pe sora cea micuță a hărțuit-o. Femeia a anunțat poliția, iar bărbatul a fost arestat. În timpul audierilor acesta nu și-a recunoscut vina, el a mai fost judecat anterior pentru acțiuni similare comise față de soție. Copilele au avut nevoie de consiliere psihologică, sentința este cu drept de atac.